Porumbul țăranilor cooperatori din comuna Mănăstirea, raionul Oltenița, este acum în ceasul dulce al recoltei, peste toate așteptările. S-a obținut o producție medie de circa 6.000 de kilograme porumb oabe la hectar irigat. Oamenii acestei cooperative și tovarășii lor din Coconi, cu care împreună au construit o stație de pompare și au săpat zeci de kilometri de canale de irigație, sunt acum în situația de a vinde statului sute de tone de porumb în plus, ceea ce înseamnă fonduri suplimentare pentru dezvoltarea cooperativei și bani buni în buzunarele fiecăruia. E lesne de înțeles de ce gospodarii și mecanizatorii din Mănăstirea au trecut la lucrările de toamnă într-o stare de spirit mai des întâlnită la facerea mustului decât la însămânțatul grâului, secarei și orzului.